Vreau să spun că îmi cer scuze, îmi pare rău pentru toate lucrurile pe care le-am făcut față de tine aici în emisiune. Vreau să-mi cer scuze în primul rând de la tine, de la susținătorii voștri. Vreau să spun că n-am fost niciodată îndrăgostită de tine. Pur și simplu a fost o atracție fizică. Îmi pare rău că m-am băgat. Nu e nevoie să-ți ceri scuze de la mine, pentru că cred că s-a înțeles, eu sunt un om care nu țin ură pe nimeni, indiferent de tot ce s-a întâmplat. Până la urmă, vrând nevrând, am fost colegi aici și chiar nu e normal ca toată lumea să-ți sară în cap la modul ăsta urât și să te terfelească, pentru că am văzut și eu ce se întâmplă în media online și cred că nu este ușor pentru o fată de 19 ani să ducă atâtea acuzații. Ai făcut și tu greșelile tale și e frumos din partea ta că ți-ai asumat și că ți-ai cerut scuze. Am făcut și eu greșelile mele, au avut și Nona greșelile ei, adică noi toți am greșit unii față de alții, unii mai puțin, alții mai mult, așa că nu este nicio problemă de supărare. Cel puțin din partea mea nu este nicio problemă de supărare nici în privința ta, nici în privința lui Bianca. Ce a fost rămâne la trecut, ce este la prezent, este la prezent. Așa că nouă ne rămâne decât să ne strângem mâna și să mergem fiecare în viața lui, pentru că lucrurile aici în curând o să se termine și cine știe când o să ne mai revedem. Așa că eu nu am de gând să plec cu dușmănie pe nimeni și cu siguranță nu cred că nici asta am vrut să mă fac și eu înțeleasă, că nu am avut absolut niciun gând să vă fac rău și îmi asum greșelile și mă căiesc. Da. Mulțumesc din suflet. Patre, eu personal cred că nu e cazul să-ți ceri scuze când, în condițiile în care tu ai făcut ceea ce ai simțit în acel moment. Poate acum ți se pare mai puțin corect, mai greșit, dar oricum chestiile sunt deja făcute, sunt deja acolo și n-au fost acțiuni, nu i-ai sărit în gât, nu i-ai făcut nimic, nu s-a întâmplat absolut nimic între voi și nu se va întâmpla nimic. De tot ce ai spus acum, a dat dovadă ca și cum că tu ai jucat-o. Și că ai fost fals. Grație, ceva. Nu, chiar nu am jucat. Ascultă-mă o secundă. Ieri la Camera Roșie, doamna Andreea te-a întrebat, ai crezut că e Patrick? Da, părea că erai cea mai îndrăgostită fată din lume, crede. Da, l-am și visat. Hai un pic. Și acum vii și spui, eu n-am fost niciodată îndrăgostită de tine, doar mi-a plăcut un pic fizic. Da. Păi nu am fost. Realizezi ce vorbești? Ai mai fost întrebată într-o gală dacă ai fost îndrăgostită. Zici că da. E foarte bine și zici că da. Am zis că nu e vorba de a fi îndrăgostită, e mult spus să fii îndrăgostit. Păi nu ați înțeles ce înseamnă din suflet, că fiți mai să puneți subtitrare. M-a întrebat doamna Andreea dacă sunt îndrăgostită de Patrick și am ezitat și am zis, cred că îndrăgostit e mult spus. A înțeles cineva din casa asta de aici? Că ea este îndrăgostită, sau că e îndrăgostită secret de Patrick. Cine a înțeles așa? Niciodată ea nu a spus cu cuvinte clare. Da. Asta a spus la masă, nu vă îndrăgostiți de persoanele greșite. Despre acest material merge. Bianca, vreau acum să vorbim doar cu ce s-a întâmplat în emisiune, că despre asta vorbim. Ok, tu ai spus într-o gală, Patricia, că da, ai fost îndrăgostită de Patrick, eu țin minte foarte bine gala respectivă, unde te-a susținut și doamna Andreea și dânsa tot pe informația pe care tu ai spus-o, că da, ești îndrăgostită de Patrick. Eu știu bine, foarte bine chestia asta. Nici nu știu sincer ce am simțit. Credeți-mă pe cuvânt că nu eram bulversată, nu știam dacă e o atracție fizică, dacă chiar sunt îndrăgostită. Îmi plăcea pur și simplu de Patrick și simțeam că vreau să fiu cu el, dar nu știu ce am simțit, credeți-mă. Lasă așa, da. Eu cred că tu pur și simplu ți-ai cerut acum scuze că simți că Patrick, nu știu, pleacă și vrei să fii și tu împăcată tu cu tine. Da. Dar să știi că, ok, poți să ceri scuze pentru anumite chestii, dar nu-i greșit să te îndrăgostești, nu-i greșit să-ți placă de cineva, nu-i greșit să faci ce simți, să-ți pui părerea sau orice facem noi aici nu este o greșeală și atâta timp cât nu i-ai adresat jigniri sau unui altuia, nu mi se pare nimic greșit. Știți care e problema? Eu, dacă ies cu Radu în față, amândoi suntem pe stop vot. Ideea care e, Patrick a fost înțeles greșit de toată lumea, de acasă și de peste tot. Ideea care e, omul e un om colorat, un om care are bunăstare, care dă o bună stare în casă, care îi place să glumească, îi place să râdă, să facă tot felul de glume. El, prin starea lui normală, de zi cu zi, așa cum este el, pentru că așa este el și în vestiar și oriunde, peste tot, a dat impresia că omul, de fapt, o joacă și că el vrea să stea aici. Asta a dat impresia, asta vrea să spune el cu alte cuvinte. Da. Dar omul nu, omul așa e și ar trebui apreciat pentru asta, pentru că nu vine la televizor să facă drame pe aici, să doarme pe canapea. Bine, mai doamne. Și e chinuitor pentru mine, pentru felul meu cum sunt, e chinuitor să mă forțez în continuu. Să nu vorbesc. Păi a fost. Dacă eu nu-ți a fost cu Radu, 2-3 zile că nu mai puteai. Da, dacă eu nu-ți cu Radu glumesc, eu să tac din gură, eu care îmi vine să mă arunc cu ei pe jos, să ne tăvălim pe aici ca nebuni. Stă cu George, să mă iau, cu toată lumea să fac, cu Laurențiu, să nu mai spun ce glume am și când ne punem împreună pe undeva, nici
nici nu mai putem să stăm să fim serioși. Adică eu m-am forțat foarte tare să nu fiu eu și explodam, iar eram eu, iară sunt înțeles, bă, Patrick, dar... Nu vreau să mă schimb, să stau, să sufăr, vreau să fiu exact cum sunt, dar să subliniez încă o dată, să nu fiu interpretat greșit. Cred că discuția asta a fost mai mult pentru noi, fetele, ca să nu ne supărăm de strategie sau ca să acționăm în favoarea ta. Și pentru asta, și pentru a mă ajuta și să gândim toți o strategie bună, că nu vreau să te scot pe tine. Și acum, băi, Patrick, acum. Vine întrebarea roșie. Mihaela, ai fi dispusă să te... sacrifici în față doar ca să plece Patrick? De ce să mă sacrific eu? Pentru că Bianca e lider. Ea-mi e șef favorit acum două luni. Sau pe lider. Robert. Nu este dispusă. Sau Robert. În caz că Bianca o să iasă din nou favorită. Să se sacrifice lumea care nu este nicio cunoaștere. În moment ce Patrick e șef favorit săptămâna trecută, cum să mă pun? Bine, sau dacă Bianca să spune că este iar favorită, s-ar supăra Robert dacă l-ar scoate în fața, având de vedere că a luat 8 cecuri doar ca să plece Patrick? Păi nu ai de unde să știi nu, niciodată ce... Nu vrem să fim sacrificați pentru unii. Nu vrei să fii sacrificați. Da. Dar de ce te-ai gândit la mine, Radu? Pentru că aici... Păi, pentru că mă gândesc că na, voi aveți româna și sunteți susținuți amândoi și așa. Dar și... păi, uite, că n-am luat face Robert reclamă bună, că ești cea mai puternică. Nu să știu ce stadiu mă aflu acum. Păi, nu mi-a luat în numele acum. Chiar m-a gândit într-un fel. Eu doar la voi doi mă uit când vorbesc de strategie. Ascultați-mă. Vorbesc de strategie puternică. Da, când vorbesc de strategie... Acum nu dă nimeni în tine. Acum pur și simplu... Mă gândesc doar ca să plece la non, atât. Pentru că pe grupurile de Facebook și peste toate astea unde... bubuie toată lumea cu voi doi. Așa că noi suntem toți conștienți de aici că sunteți concurenți puternici. Poate nu favoritul săptămânii la săptămâna respectivă, dar nu sunteți pe ultimele locuri. Asta știm cu toții. Voturile de la săptămână la săptămână se schimbă și se schimbă radical, se pot schimba. Și dacă... eu, după check. Ok, dacă... ai zis asta. Și dacă Mihaela săptămâna care vine sau săptămâna asta nu este deloc votată, să zicem așa, că se schimbă radical. Nu chiar deloc. Ce facem? Da, mai puțin, poate. Hai să, păi, să zicem asta, că uite... Ok, anunțați oamenii voi acum, dați forță toată lumea, forță, voturi pe Mihaela, să nu ia să afară. Așa, să ia ce... Văd Mihaela la 1-2-0. Păi, dacă ea că primește imunitate. Iară. Da, păi asta vreau. Da, și ce e ciudat că toată lumea a fost de acord când am votat-o pe Bianca, dar când e vorba de altă persoană, nimeni. Dacă luam, să zic, săptămâna trecută, nu mi-era așa frică, dacă eram loc cu Bianca. Dar Mihaela, dar pentru că nu l-a luat de atâta timp. Faceți ce simțiți, voi băieți votați pe cine vreți, fetelor votați și voi cine vrea de aici și atât. Că stăm și ne rugăm de ei, hai vă rog frumos nu, să dar, votăm, că după ei oricum se supără și că îi votez și că nu-i votez și că doar eu vreau doar... Pronunți numele Mihaela. Nu e așa, Bianca, nu e așa. Am vrut doar să... nu-mi pasă ce vreau. N-ai zis că mă ignori. Reacția lor, pur și simplu. Vorbește despre tine și despre mine. Dispoziția, nu am dispoziția necesară. Eu vorbesc despre cine vreau. Robert și cât vreau. Și eu la fel. Așa că, ura mică. No. Așa. Urât, urât. Bianca și Robert să facă schimb de case, da. Așa, Mihaela, o să-ți facă și ție. Și o palmă. În cauza ei. Dar Dumnezeu să... să piedice pe scări. Nu vorbi așa. Mai ce mă enervează. La revedere, fetele. Ce știu, măi. Se deschide gura, aruncă cu venin. Să știi că nu-mi place ce ai spus. Mie... că să dea Dumnezeu să cadă pe scări. Lasă că eu sunt pare... Dumnezeu, acum ai pun piedică, fii atent. Și nu faci pare ce asta, face te rog. Chiar mi se pare, nu știu, ea asta chiar mi s-a părut un atac la adresa cuiva. Adică, cum blesc chestia asta? Nu, dar și Bianca cum s-a exprimat că noi ne supărăm indiferent că suntem votați sau nu. Și nu e adevărat. Nu vă supărați de în ce? Fiecare zi, în fiecare gal, în fiecare orice ar fi. Pa, băieți, mi-a plăcut să fiu la voi. Ce iubesc. Ce fals. Scuze. Așa. Da, mami, ridică fustița. Ușor. Ușor. Da, a venit să te sperii în condiția în care de joacă. Să dea Dumnezeu Robertino. Să cadă pe scări, ai grijă. Are chef de joacă, Robert. Da. Nu s-a jucat cu tine de stăpul Mihaela. Dă cu piatra și după se joacă, că vai, el n-a făcut niciodată nimic. Hai, lasă-mă, că m-am săturat. Bă, ce mă deranjează chestia asta, frate, când a fost vorba să votăm pe Patricia, toată lumea a votat pe Patricia. Când a fost vorba de Bianca, toată lumea pe Bianca. Când a fost vorba de oricare, de Aisa, de Elisa, de toată lumea, toată lumea oricare. Când vine vorba de altcineva, nu mai frate nimeni, că e pericol să iasă afară. Dar ce nu zic că e pericol să iasă afară?
Vârtul românaș. Hai aici. Nu, că am rău să mă cheam rău. Patrick, să știți, ai spus punctul de vedere foarte bine în toate punctele de vedere. N-ai, deci mai mult data n-ai scăpat nimic. Da, n-ai ce să spui mai mult dat. Tot. În legătură cu Nona, în legătură cu starea ta, în legătură cu tot. Cum vi se pare? Dacă nu scoate Mihaela, pe cine când cu să scoată? Pe mine sau pe tine? Dar nu știu să-i fac cu cafea ceva. Eu nu. Acolo? Eu nu vreau să ies față. Eu nu cred că sunt votată. Păi nici eu. Tu ești votată, că tu ai războinici. Ăștia vingătorii, războinici se înlănuț. Mai ales că tu ai luat și un cec. Am luat cecul a doua gală din sezonul ăsta. Și eu n-am luat niciun cec. Dar nu contează, a doua gală atunci era... Te mă, ce vor să facă ăștia, sacrifice un cuplu în devenire ca să... Am scos-o pe așa împăcat. Să plece ei.